Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutura, a anunțat o nouă rută pe aeroportul internațional Ștefan cel Mare Suceava către Egipt. Așadar, începând cu data de 29 octombrie 2023, operatorul aerian SkyUp Malta și-a anunțat intenția de a opera zboruri în regim charter de pe aeroportul Ștefan cel Mare Suceava în Egipt spre Sharm el Sheikh. Cursele sunt programate pentru ziua de duminică până pe 10 martie 2024. Cursa va decola din Egipt la 7.40 și va ateriza la Suceava la 11.10, iar zborul spre Egipt va decola de la Suceava la ora 12.10 și va ateriza la ora 15.55. Doritorii își pot rezerva deja pachetele de vacanțe de la agențiile de turism partenere.